29 de grade în București astăzi, iar cum maxima va fi, da, iar cum va fi în restul țării știe Andreea Vlaico. Bună dimineața, Andreea, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Va fi destul de cald la nivelul întregii țări, un pic mai cald decât ar fi normal în această perioadă, însă, din păcate, vremea va fi instabilă. Instabilitatea atmosferică va începe din vestul, nord-vestul țării și va cuprinde treptat toată jumătatea vestică. Dar, datorită unui val de aer cald care este deja în țara noastră, vom avea maxime de până la 28-29 de grade, iată, până spre sfârșitul acestei săptămâni. Așadar, încheiem luna septembrie și posibil să începem luna octombrie cu temperaturi, am putea spune, de vară, cel puțin în anumite zone ale țării. Vă spuneam că astăzi va ploua pe arii extinse în jumătatea vestică a țării, însă și în zilele următoare va ploua destul de mult în majoritatea regiunilor. Ei bine, astăzi meteorologii prognozează acumulări de apă de până la 15-20 de litri pe metru pătrat în jumătatea vestică, iar aceste averse pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice. 21 de grade maxima de la Sibiu și Cluj-Napoca, 20 de grade Oradea, 18 Baia Mare, ceva mai cald în zona Moldovei, 24 de grade Bacău și Iași, iar în capitală o maximă de 29 de grade se va înregistra astăzi la amiază, însă cerul va fi mai mult acoperit. La noapte vor fi ceva condiții de ploaie, spun specialiștii, iar valorile termice coboară până la o minimă de 13 grade, ușor mai ridicată față de nopțile trecute. Mâine și poimâine 27 de grade în București, însă mâine, pe parcursul zilei, vor fi posibile averse și descărcări electrice. La munte, destul de plăcut din punct de vedere termic, însă vântul va sufla cu putere pe creste. Atât deocamdată despre vreme.